Dragilor, ce mai faceți? În sfârșit, încă un unboxing Oriflame. Spun la final că pregătesc și o mică surpriză. Astăzi vă voi prezenta unboxingul campaniei 3, o campanie dedicată zilei de 8 martie, ziua femeii sau venirea primăverii, că acum și este 1 martie. Și așa că haideți să începem. A fost o campanie interesantă, multe chestii interesante, setulețe și o lansare pe care le aștept să o văd. Am 3 colețele, de fapt 4, cu unul venit învelit așa în hârtie. Am știut ce este, așa că am desfăcut, că eram foarte curioasă. O să încep cu el. Așa este, la Oriflame Exclusive, este o geantă care este pe comandă. Sincer să fiu, nu mă așteptam să fie atât de mare și să vină așa îmbalată. E super, haideți că vă arăt. Îmi place maxim că vine punct de asta reutilizabilă. Ia. Cât e de frumoasă. Ia uitați. Aici sunt nuanțe diferite. Este un crem, un bej și aici este ceva mai închis. Deci are așa fermoar. Are 2 găicuțe. Da? În cazul în care vrei să o porți crossbody. Și așa este pe interior. Da? Este compartimentată, câteva buzunărașe și are și această breteluță. Mamă, cât e de faină și mărișoară! Încă again! Deci mă așteptam să fie ceva mai micuță. Sper ca prietena mea să bucure de ea. Campania aceasta, datorită faptului că am îndeplinit niște condiții în programul de loialitate, am primit și un cadou, așa că vi-l arăt mai întâi pe el. Așa cred că este el, pentru că, da, este învelit în... este altfel. Așa că presupun că este cadouașul meu, da, de la Berlinger Haus. În cazul în care, timp de 3 campanii, făceam comenzi, aveam comenzi de minim 3.000 de lei, adică 1.000 de lei pe campanie, nu totodată, puteam alege, deci a fost la alegere un premiu din 4 la prețuri foarte faine și așa că mi-am ales, deci toate sunt de la Berlinger Haus, o firmă care am auzit că e super, super faină. Am luat un prăjitor pentru pâine, deci un toaster care visam de ceva timp. Este de la Black Rose Collection și este pentru 4 felii de pâine, da? Un toaster și are așa pe deasupra, uitați-l, ce tare! Înțeles un manual de instrucțiuni. Ta-da! Mamă, cât e de frumos! Super! E pentru 4 feliuțe de pâine, da? Deci n-am folosit niciodată, n-am avut niciodată. Deci aici... Deci e ușurel, nu este greu. Deci e foarte, foarte fain. Și l-am luat cu 60 de leuți. Dar poate pare scumpicel, dar pentru... Cred că... Datorită faptului că e de la această firmă care e wow, dacă nu mă credeți, puteți intra pe site-ul lor. Vedeți cam cât costă el normal. 60 de lei e un preț destul de micuț pentru... Da. Și abia așteptam să-l am. Deci cam astea sunt avantajele la Oriflame. Există programul de bun venit, care la fel îți oferă cadouașe în funcție de comenzile pe care le faci. Apoi sunt programele Frumusețe Plus, care la fel în funcție de valoarea comenzii primești un cadouaș la un preț micuț și apoi sunt cele de loialitate care tot timpul ne răsplătesc cei de la Oriflame cu cadouașe de genul. Da pe gânduri și dacă vrei să fii la Oriflame, poți să mă contactezi. Și acum haideți să trecem și la unboxing-ul produselor. Am aici unul mic, cred că e un singur produs, nu știu. Colet mai mare ca de obicei și mai greluț. Pentru setul de lansare, pe acesta vi-l voi prezenta la final. Da, pe comandă am așa un set de mostre de la Novage pentru bărbați, Novage Men, pentru a le testa și apoi să vadă dacă îi sunt ok. Am primit de la cei de la Oriflame pentru 7 leuți și am mai cumpărat și eu unul, tot așa un set de mostre de la Novage, Skin Relief. Este o gamă, este ceva nou de la, încă un set nou de la Novage, cred că este pentru pielea sensibilă dacă nu mă înșel. Skin Relief Pro Resilient. Da, și așa că am 2. Pe comandă am un selfie Beauty LED Light, care tot îl auzi, cu care filmez și eu acum.
e un must have, am zis că le ador. Pe comandă de la Hairix, un hairspray, un fixativ. Nu știu, n-am folosit până acum fixativ de la Oriflame, de la Hairix. Nu știu ce să vă zic, dar chiar nici nu știu cât au costat, 17-18 lei sau 20 ceva. Chiar nu mai știu. Am auzit că ar fi bun. Noutate, dar este pe comandă, nu este al meu. Este așa un gel de duș, Splendid Buchet, un shower gel, da. Asta e interesant, dar eu nu mi-am cumpărat deocamdată nimic din această gamă nouă. Pe comandă, de la Swedish Spa, am așa o cremă pentru mâini, este de fapt o mască pentru mâini, a fost la 21-22 de lei, ceva de genul. O am și eu de câteva ori și chiar e fain, face, s-o păr că face minuni, adică chiar foarte hidratantă. O mică ofertă care a durat câteva zile a fost la apa de toaletă de la Feel Good. Erau două, era cel de la Be Happy și Loved Up, cu doar 14 lei. Eu nu mi le-am luat, le-am arătat unei prietene și le-a dorit ea. Pe ambele, pe cel de la Be Happy nu îl am. Trebuia să scap. De la Loved Up este unul din preferatele mele, v-am mai zis, așa de purta ziua. Cel de la Be Happy nu știu. O să rog pe colega mea atunci să mă las să-l... ca să-l încerc și eu puțin. Este ceva mai citric din câte am înțeles, ceva cu portocală, nu mai știu sigur ce conține. Și da, a fost la 14 lei, unul e super fain. Un set destul de convenabil și foarte interesant a fost format din 3 produse, și anume o cremă de mâini pe care o mai folosesc și eu, care miroase genial, e dulce, are, nu știu, are ceva cu migdale, cred că are un ulei de migdale în el. Un deodorant roll-on de la Activel, care e fain, și de la Love Nature un shower cream, o cremă de duș cu magnolie și ulei de susan. Deci toate astea au fost la 20 ceva de lei. Unul îl am pe comandă, unul l-am luat eu. De la Love Nature Kids am cumpărat un săpunel cu măr verde, nu-l voi desface. Are așa o față de... în formă de măr cu față zâmbitoare. Gelul de duș îl am, care acum l-am pus în baie pentru băiețelul meu, dar o să-l mai folosesc și eu, vă dați seama. Și miroase super. Fumurile de la L'Ossignol au fost la ofertă acum în această campanie și am comandă pentru ambele, atât de damă cât și de bărbați, care miros genial, deci eu le ador. A fost la 65 de lei fiecare, dacă nu mă înșel. Deci asta este pentru el, asta este pentru ea, parfumuri pereche, deci... purtate și în același timp se completează ideal și formează un întreg. Deci el poartă ăsta, el ia ăsta și împreună, da. Foarte, foarte fain. De la Hairix, tot pe comandă, am un șampon antimătreață la 250 de ml, chiar nu mai știu cât a costat, 20 ceva, undeva pe acolo. De la Hairix l-am avut pe cel cu portocaliu pentru repararea părului, care e genial, e superb și miroase atât de frumos, dar n-am terminat și acum am altul. Tot pe comandă, cred că din flyer cu extra oferte, mă știu sigur, această pensulă pentru aplicarea tușului, doamne cât e de micuț, mă așteptam să fie mai mare, a fost la 10 leuți, e așa ușor înclinată ca să fac aplicarea tușului ceva mai ușoară, foarte interesant. O ofertă pe ultimele pagini ale catalogului a fost la apa de toaletă pentru el, Be The Legend, care v-am zis unul din preferatele mele. Și am cumpărat două, a fost unul la 40 de leuți și le-am luat pentru a le avea pe stoc, să le am în cazul în care se ivește o zi de naștere sau ceva. Taxa de livrare și manipulare am înlocuit-o cu acest parfumel pentru bărbați de la Possess Man, unul din preferatele mele. A fost, nu știu, 20 de lei și n-am mai plătit taxa. Cred că așa au costat. Este în travel size, da? Cel pentru o variantă de călătorii, da? Așa, mic. O, să simt pe aici. Doamne, super. Îmi place maxim parfumul ăsta. O geantă de cosmetice de la Splendid Buchet. Tocmai ce s-a lansat împreună cu acest gel de duș și încă un săpun și o cremă de mâini, dacă nu mă înșel. Da? Și le-am luat. A fost la 40 de lei în cazul în care făceai comandă minim de 100 de lei din catalog. Dacă mi-am luat și eu unul.
deci arată foarte fain, are multe compartimente, la fel este pentru travel, are agățătoare, să-l pui în baie undeva. Are loc pentru pensule, cred, și mai are aici un compartiment, aici cu fermoar și aici la fel încă unul cu fermoar. Măi, super fain, super. Pe comandă am un săpun de la Swedish Spa. Este din cel care o parte este exfoliant și o parte este pentru masaj. În fine, are chestii de masaj. Îl am și eu, dar încă nu l-am încercat. De la Giordani Gold Essenza a fost o ofertă pe ultima copertă, nu mai știu cât era, 8 lei. Oricum, până în 20 de lei. Aceste parfumele în ediții de poșetă și am luat două, la fel să le am pentru a le face cadou când am nevoie. Ok, încă o noutate. Am două, dar o să vă arăt unul pentru mine, că nu-l țin să-l dau. Mamă, ce tare! Este o lufă, un burețel pentru baie, și că ar fi infuzat cu cărbuni negru. Dar nu știu ce să zic dacă e infuzat. Cred că e doar așa de reclamă. Nu știu dacă e bun infuzat cu charcoal, dar e fain că e negru. Deci, știți, îmi place negru, adică se vede. Și au fost 7 lei sau 10 lei, chiar nu mai știu cât a costat unul. De fapt, nu e o noutate, că a fost lansat campania trecută, acum așa, chiar nu mai țin minte, deci vă rog frumos să mă scuzați, dar arată foarte, foarte fain. Pe comandă, încă un set format din două produse, a fost la 18 lei. Ar fi trebuit să mai am niște produse și chiar niște noutăți, dar din păcate nu era un stoc. Probabil o să le primesc în campania următoare și na. Este gelul meu de duș preferat. Îl aud de câte ori apuc. Este cu mentă și zmeură. Are particule exfoliante în el și acesta este un săpunel. Așa, pe comandă din flyerul cu extra oferte am acest set pentru tunderea sprâncenelor care a costat 8 leuți. Am aici 5 măscuțe de la Love Nature. A fost la 3,50 lei dacă nu mă șel una și am cumpărat 5. Pentru a putea profita de o altă ofertă pe ultimele pagini ale catalogului, în cazul în care aveai comandă de la anumite pagini, puteai achiziționa acest trimel, care am auzit foarte multe chestii faine. Este vorba de Tremendous Big Volume de la The One, așa că am luat 3. Și da, cred că mai am și eu, dar încă n-am apucat să-l testez și o să trebuiască să o fac pentru că sunt prea curioasă. Tot pe comandă de la North for Men am așa un aftershave. Ador această gamă cu miroase. Tot pe comandă din flyerul cu extra oferte de la Optimals, este o cremă cu SPF 30. A fost la 30 de leuți. Aceeași gamă, Splendid Bouquet, am și cremă pentru mâini. Sunt ale mamei mele, dacă nu mă înșel, așa că îmi permit să le testez. Da. Miroasea săpun, nu știu, ceva. Miroasea flori, într-adevăr, dar nu știu. Pe mine nu m-a atras chiar atât de mult, dar ambalajul arată foarte fain. Deci e de la acesta, da? Deci, super. Nu mai știu cât a costat, sinceră să fiu. Perul cu extra oferte, am un ruj așa mini. Este nuanța... Da, nu găsesc nuanță, nu știu cum e, fine. E așa, e roșu, e cute, wow. Fost la 8 lei, cred. Nu mai știu, sigur. Din flyerul cu extra oferte, pe comandă, am un șablon în acesta pentru a aplica contouring-ul, da, pe față. Fost la 7 lei, parcă, sau 8 lei. Așa, vai ce miștoi. De la un color, am luat pentru sora mea un Mega Black Cagel, nu știu, un creion de acesta. Mamă, cât e de fain, dar nu mai știu cât a costat. Ia să vedem. Și super pigmentat, ce fain, cred că o să-l fur și eu de câteva ori, să-l folosesc chiar atât ce imensi. Nu mai știu cât a fost, până în 20 de lei oricum. A fost și la creioanele de ochi de la The One. Și mi l-am recumpărat pe cel albastru, pentru că l-am terminat și am zis că mor fără el. Este acest albastru metalizat, care e genial și pe care l-ador. Și a fost la 13 lei. Datorită faptului că m-am încadrat la nivelul Gold, cred, în programul de frumusețe plus, am primit apa de parfum de la Divine cu 15 lei. Am zis acel parfum fresh care nu prea mă dă pe spate, dar pe timp de vară, când e foarte cald afară, se merită purtat. A, ce miștoi! Un lip gloss de la The One, l-am luat așa pentru sora mea, este Lasting Shine. În păcate,
Nu cred că o să vedeți cât e de strălucitor. Nu cred că ia să dăm aici. Deci sclipește undeva. Ia uitați. Oh, un miros interesant. Păcat că filmez cu telefonul și nu se focusează atât de wow. Ăsta a fost la fel, tot vreo 20 de lei, cred. Doamne, cât am așteptat comanda asta special pentru acest parfumel. Este noua lansare de la Păzes. Păzes absolut. Da, deci cutia este așa de un roz, nu știu, pudrat, ce că s-ar spune. Foarte fain. Este pe bază de rodie și osmatus absolut sau ceva de genul. Este lemnos fructat. Deci, wow! Mamă! Ia uitați cum arată. Este roz cu capacul negru. Capacul mi se pare că seamănă puțin cu cel de la Possessed the Secret. Și are așa niște lanțuri. Și parfumul este roz. Oh, cât e de fain. Și are același sistem de închis-deschis. Ia să... Ai. Nu știu de ce. Eu sper să mi se pară doar mie, sau nu știu dacă mi se pare doar mie, că miroase puțin cu S, acel de la Swedish Experience, cel portocaliu. Deci mi se pare că miroase super asemănător, știți că v-am zis din unboxing-ul trecut că mi se pare că seamănă cu un parfum. Ei, am mirosit mai bine și mi se pare că aduce că am un aproximativ 90%, 80-90% cu acel parfum. Da, deci nu știu. Poate miroase așa pe mine, dar chiar miroase așa. Oh, da. Deci dacă greșesc, nu știu. Dar mie în continuare mi se pare că miroase cu cel de la Swedish Experience pe care îl ador. Oh, și e genial. E superb. Mamă. Și mai am cele 5 cataloge, catalogul cu flyerul cu extra oferte. O să vi le arăt imediat, dar haideți să vă prezint setul de lans. Acesta este, nu știu dacă a fost 70 de lei. Conține 3 produse pe care le pot testa în avans. Ce e setul cu mostre de la The One? Un kit pentru sprâncene și ochi. Ce cute e, așa micuț. Uitați-l, este așa. Nu cred că o să mi se potrivească la sprâncenele mele, pentru că eu le am negri, le am închise la culoare. Dar și are așa o pensulică pentru aplicare. Deci așa e foarte interesantă. Da, sper să mă înțeleg bine. Nu cred că o să-l folosesc pe sprâncene, cu siguranță pentru ochi. De la Nuvege Skin Relief, această cremă pentru ochi. Am și eu o cremă de ochi, dar nu prea o folosesc. Pompiță! Genial! Deci, mult mai fain așa pompiță, nu știu cum să vă arăt ca să... Deci, foarte fain. Oh, ce fain este, ca un vermișor. Da, după cum am zis, nu are miros. O să văd cum o să comporte cu ochii. E foarte, foarte fain și... Da. La Tender Care se va lansa această cutiuță cu minuni cu căpșunele, care este așa un roz interesant. Parcă mai era ceva căpșun cu rozul ăsta. Deci, fain, cum sunt el. Da, miroase fix la căpșuni. Oh, interesant. Da. O să se va lansa o nouă chestiuță așa cu uleiuri esențiale, Mind and Mood, da? Uleiuri esențiale pentru masaj, inhalare profundă în difuzor sau în apa de baie sau la duș, super! Doar că din câte am observat, au prețuri cam foarte piperate. Aici un catalog care ne prezintă aceste chestii. Am văzut acolo un set de uleiuri așa, de câteva uleiuri cu 600 și ceva de lei. Adică, ia uitați, 4 uleiuri esențiale, 620 de lei. Nu știu ce cu... Poate la un moment dat o să-mi iau o chestie, dar nu în niciun caz astea. Poate o să-mi iau, uite, că sunt la 73 de lei rolonuri. Pentru punctele de plus, de puls, pardon. Sunt mai multe chestiuțe. În sfârșit am primit Business and Beauty, că n-am mai primit de 1000 de ani această revistă. Din păcate, nu o să mai fie set de lansare, o să fie așa un etui pentru bijuterii. Îmi place nuanța, deci un albastru genial. Cataloagele din campania următoare. Programul Frumusețe Plus cu aceste produse. Oh my god, Amber Elixir Crystal. Parfum ideal pentru primăvară-vară. Bineînțeles, catalogul și perul cu extra oferte.
Aeroco Extra Oferte, o să fie la ofertă aceste parfumele pentru poșetă. Mamă, o să le iau pe amândouă cu siguranță. O să văd despre ce mai este vorba. Oh my god, pe chestiile atunci. Ador gama asta. Îmi pare rău că le-am ratat, pentru că au fost la programul de bun venit. Și acesta este catalogul campaniei viitoare, care va începe pe 8 martie. Pe ultima copertă vor fi aceste produse pentru tălpi. Va lansa această nouă gamă, mai ce spuneam. Un organizator pentru baie. Ia, uitați-l. Ce fain o să fie la 60 de lei în cazul în care... Bine, dragilor, dacă ați ajuns până aici, vă felicit și vă mulțumesc. Acum o să anunț giveaway! Cu ocazia zilei de 8 martie, care urmează, da, care, bine, și pentru 1 și 8 martie, ziua femeii în special, vreau să ofer un mic giveaway care constă în un set de mostre de la această gamă care se va lansa în campania următoare, da? O mască pentru păr de la Love Nature cu banană, care e preferata mea, un set de bureței pentru make-up, în aceea pătrați, sunt 4 bureței, o cremă pentru mâini de la Swedish Spa, un set de mostre de la Eclat Nui, parfumurile care s-au lansat data trecută, săpunelul de la Love Nature, cel cu gelul de duș Love Nature cu magnolie și ulei de susan, rolonul Activel, rimelul Tremendous Volume, crema pentru mâini Dream Cream, o măscuță Love Nature, un ruj, acest micuț ruj de la Uncolor și acest parfumel în ediție de poșetă de la Giordani Gold Essence. Așadar, dacă vreți să participați la acest giveaway, ce trebuie să faceți? Trebuie să îndepliniți mici condiții, cum ar fi să dați like acestui clip, să dați subscribe acestui canal și să lăsați în comentarii orice doriți. Și da, da, dragilor, cam atât și cu acest unboxing și nu uitați să vă înscrieți la giveaway. Dacă v-a plăcut, la fel nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un comentariu și ne vedem dățile viitoare. Eu sunt Oana, v-am pupat și nu uitați să vă înscrieți la giveaway. Multă baftă!